Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. Ubing trimite direct în careu, sare Erico da Silva, gol, minutul 9, prima fază consistentă după ce începea aproape fiecare partidă foarte bine, dar avea ratări absolut incredibile. De data asta, iată, primul șut la poartă, primul gol. Erico da Silva, fundașul marcator al arădenilor. Și până la urmă pierde Cătălin Ion. Cardoso foarte liber, este Filip Otele, șansă mare pentru Uta Otele. Lansă pe ureche, aș pregăti execuția, iată, spațiu generos. Nici n-avea ce să facă altceva. Cu echipierii săi andă, e nevoie de o degajare. Trimite Iacob, Cardoso pe spate, excelent, reușește din nou Otele să ajungă în care Otele, gol! Gol Uta, 2-0, înscrie Filip Otele, nu iartă a doua oară, însă e un șut imparabil, foarte bine scoate și Cardoso, 2 adversar din joc, șut imparabil sub bara transversală. Mai bine cu stângul. Filip Otele. Și e un scor mult mai liniștitor acum. N-a arătat chiar bine sau n-a arătat perfect situația la 1-0 cu clinceni atac fază. Ubing pentru Otele, vine și Vukcevic, Otele centrează, minge deviată, bară, gol, dar e offside, venit din offside David, încă din începutul acestei prime acestei reprize secunde. Într-adevăr, până la urmă recuperează Uta Miculescu, 3 contra 3, pasa pentru Ubing, în fața porții Cardoso, gol! Nu! Este acum golul înscris de Otele! 3-0! Prima repriză că Otele îl înlocuiește cu succes pe... Îl înlocuiește cu succes pe Roger, ce ratare a lui Cardoso! Ce ratare a lui Cardoso, se cerat apoi, ce mai contează, vine Otele, înscrie și rezolvă. Aici, lovit serios Cardoso, dacă n-ar fi fost gol, probabil că s-ar fi dat și fault.